Amin de Sergiu Mandinescu. De aș avea o pană de înger și cerneală de bezne, poate că abia atunci mi-ar fi lesne să mă adun din toate risipirile, să-mi scriu amintirile și să spun tuturor de ce sânger. Era o noapte jefuită de stele, la fereastra nădejdii zăbrele, la ușa salvării lacăte, iar frunțile noastre palide în toate. sărătoate. Când deodată, din mijlocul nostru, izbucni ca o flacără neagră ura, focul ei otopit într-o clipă gând, suflet, aripă, toate din tot. Și nu mai rămas decât zgura. Baroase cumplite zdrobiră tăcerea, în cioburi de răcnete mari, cât durerea, Țândă din sufletele noastre au ajuns până la cer, martirii ardeau pe ruguri de ger. Atât de cumplite au fost suferințele, atât de năpraznică urgia, încât în noaptea aceea unii și-au pierdut mințile, alții și-au pierdut veșnicia. Într-un târziu, toate sufletele zăceau sfârmate. O amintire asta ca pe o roată Mă frânge. Pe jos erau risipiți creițarii de sânge. Plata atâtor păcate. Dintre cei care au trecut pe acolo, numai morții trăiesc. Iată, de pildă eu, umblu, vorbesc, asemenea lui, așiși de rație. Dar viața mea nu-i, nu-i, prietene, decât o moarte vie. O, Doamne, iată-mă aici, la ceasul comorilor, îmbrăcișându-mi lespedea de patim și chin, aștept îngerul zorilor, aștept învierea în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.